bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, o nouă emisiune Viața la Țară. Viața la Țară de această dată se oprește în orașul Tășnad. De ce? Pentru că de acolo vin și eu. Bine, nu, eu vin din Raț, dar nu-i departe distanța între Raț și Tășnad. Ne umplem de frumos, de culoare, pentru că două doamne, în luna femeii, în luna lui Mărțișor, își expun creațiile. Este vorba despre doamna Veronica Băzgău și cunoscuta Adriana Pop Silaghi. Haideți cu mine să vedeți câte culori! Doamnelor, domnilor, vă spuneți bună ziua și bun venit la acest eveniment plastic de o mare sensibilitate, lumină și culoare, în lumea mirifică și respectivă a picturii. Arta e cea care ne dă noi interpretări vieții și noi emoții și sentimente pe care doar admirând și trăind arta le putem simți. Fie că e vorba de pictură, fie muzică, piață, scultură. Fie că mergem la un spectacol de teatru sau operă, fie că citim o carte nudă sau vedem de billboard, fie că vizităm un muzeu extraordinar, senzația de bucurie și de transformare pe care o trăim, experimentăm aceasta, este cu adevărat ieșită din comun. În spatele oricărei capodopere artistice stă foarte multă muncă, stau foarte multe încercări nereușite și ani de pregătit. Inspirația există, dar trebuie să te găsească muncind. Astăzi, oferim publicului tășnădean, iubitor de cultură, un loc perfect pentru a intra în contact cu arta locală și nu numai, unde vă sunt oferite privirii sufletului și inimii, spre încântare, superbe tablouri reprezentative din creația extinsei doamne Veronica Băzgău, un pictor amator autodidact pentru care pictura este o pasiune pe care și-o cultivă pictorul videzii. Tablourile dulcei sunt un mod de a dărui, fără a primi nimic în schimb. Picturile sunt vii, cu o cromatică bogată în culori, reprezentând peisaje din natură, peisaje marine, flori, în special maci, și flori de câmp. Am să-i dau cuvântul doamnei Veronica Băzgău pentru a-și prezenta creațiile. Naș copii, dragi colegi, stimați invitați. Mă bucur că ați răspuns pozitivul invitației noastre de a participa la acest mesaj la această expoziție intitulată Sugestiv, Fantezie și Culoare. Avem prilejul să prezentăm în fața dumneavoastră o pleiadă de lucrări care reprezintă două stiluri cu fanti semite, una abstractă, reprezentând stilul Adrianei, și una clasică, stilul meu. Fiecare lucrare unică în expresie, temă, tematică, formă și spirit, fiecare diferă de cealaltă, însă toate reprezintă diferite forme ale aceleași lucru, frumosul sau frumusețea. Pentru că, așa cum spunea Oscar Wilde, artistul este creator de lucruri frumoase. Sper că această expoziție să vă dea prilejul de a descoperi ceva nou și că veți pleca de aici îmbogățiți cu noi formele frumuseții. Motivele organizării acestei expoziții sunt multe, dar voi aminti doar câteva. În primul rând, voi începe cu un citat din Pathfinder Paul Argoelia. Talentul artistic este un dar de la Dumnezeu și cine descoperă în el acest dar are o anumită obligativitate. Să fie conștient că nu-și poate irosi talentul și că trebuie să-și îl dezvolte. Am chiar și parul. Talentul cu care divinitatea noi zestat și pe care l-am descoperit atât de târziu a stat ascuns și a așteptat să iasă la ideală. Așa că am dorit să împărtășesc cu dumneavoastră roadele acestui talent văruit, picturile prezente în această expoziție. Ceea ce a început atât mult tare, ca un hobby, a devenit de parcurs o pasiune și o preocupare constantă, dorindu-mi din ce în ce mai mult să evoluez și să explorez această minunată lume a artei. Am devenit fascinată de frumusețea ce este din culoare și ne-am dorit să acumulez noi cunoștințe, să aprofundez mai mult universul artei, convinsă fiind că talentul nu este suficient dacă nu este dublat de muncă. Succesul este o binare perfectă între talent și muncă. Ia foarte multă dulcea. Un alt motiv se referă tocmai la succes și afirmare.
un artist pictează, dar dacă nu-și face cunoscută opera, rămâne în anonim închis în turnului de fildeș. Facebook-ul ne-a oferit posibilitatea de a prezenta lucrările. Așa am fost descoperită de domnul Alin Stopulescu, director al Agenției de Presă Culturală și Sportivă, membru în Consiliul Director al Asociației Artistelor Plastice București, care văzându-mi lucrările, m-a rugat să-i apuc domnul Zemlin. I-am spus că sunt doar un pictor amator autodidact și că nu cred că reprezint un mare interes pentru publicul izbitor de artă. Dânsul m-a contrazis spunându-mi să las această apreciere criticilor de artă, adică în calitatea dânsului de curator și organizator al multor expoziții din București, mi-a spus că am lucrări valoroase pe care publicul ar merita să le vadă. Interviul este pe Facebook, pe RDM meu, cine dorește poate să îl citească. Alte motive care v-au determinat să fac această expoziție ar fi și invitațiile primite de a participa la expoziții naționale și internaționale. Am fost invitată să particip la comemorarea victimelor de la colectiv din București, cu trei lucrări și chiar în Argentina de către Bel Arte, cred că așa se numește, fac nu de exact când ne numesc. Lucrul care mi-au schimbat descripția despre calitatea lucrărilor mele. Așa că ea până azi organizatoarea acestei expoziții. Am adus în fața dumneavoastră un număr de 60 de lucrări ale mele și cred că 23 ale Adrianei. Tablouri având ca teme, fie naturi statice, fie florale, peisaje marine și doar două subiecte pe care le vedeți în prim plan aici lângă mine. Compozițiile mele se remarcă prin tonul supromatic viu, folosind tușe în straturi groase, reușind să creez efectul de lumină și volum, folosind cuțitul de paletă. În acest fel, elementele figurate îți da observația pe el jos la mâini pânze. Tablourile mele sunt un mod de a da fără alte meninii când simt foarte, numai mulțumirea că pot face pentru cei care le iubesc o adevărată terapie de suflet, o mică bucurie într-o lume din ce în ce mai cenușie. Am rămas fidelă picturii în ulei. Spun acest lucru pentru că am încercat și aprilul prin oameni și numai lunea trecut și apoi am trecut la tehnica picturii în ulei. Și în mod deosebit, mare majoritate a lucrărilor mele sunt realizate în cuțite de pamet. Sensibilitatea care vine prin sufletul artistului se obișnuiește un fiber pânză din culori și apoi pleacă spre privitor spre dumneavoastră, marele critic. Vă invit să vă bucurați de culoare, așa cum eu am trăit momentul creației în loc. Nu pot să-mi fie fără a mulțumi primăriei orașului Tășnat, domnului imat doctor Fartor Adrian Dănuț, doamne Nurar Cathy și Fioran Oxanuan, pentru găzduirea expoziției aici, la Casa de Cultură. Vă mulțumesc! Dumneavoastră tuturor celor prezenți, pentru că v-ați sacrificat o parte din timpul dumneavoastră liber pentru a veni să fiți alături de noi. Și nu în ultimul rând, soțul meu, Emil, și pe tot ajutorul acordat, recurs și copiilor mei, care de fapt sunt susținătorii mei morali și care mi-aș fi plăcut ca să fie alături de bine. Am așternut pentru dumneavoastră un buchet de gânduri bune, patrun de primăvară și legat cu un piept trainic de împinire. Să vă fie bine și frumos în suflet, să aveți o primăvară bine purtată, cu sănătate și fericire. Mulțumesc! Și pentru că o mulțumire specială aș dea să acord doamnei Aurita Clofa de la Nord BSV pentru suflet pe care ne-a văzut venind la acest vernisaj. Vă mulțumesc! Minunate. Lucrul își produs în tehnici de pictură, pentru că acelea m-au gândit că poate o să vă obosească un pic sau probabil e mai greu pentru. Așa că m-am invitat strict la idei generale. Mulțumesc! Mulțumesc!
Viața ne oferă frumosul, iar noi suntem captați și inspirați de culoare, sentimente, trăiri, spune artista plastică Adriana Pop. Născută în frumosul oraș Tășnat, vine azi în fața dumneavoastră cu o frumoasă colecție de tablouri care provoacă ochiul privitorului la o gândire mai aparte. Așadar, o invit pe Adriana Pop să-și prezinte impresionanta colecție. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Aș dori să vă mulțumesc pentru că azi, 11 martie, suntem împreună. Poate aș dori să vă povestesc despre mine, dar nu o fac, pentru că tablourile mele spun totul. Adriana mă numesc, iar emoția creațiunii sunt o extensie a trăirilor, a senzațiilor și a percepțiilor pe care le am despre viață. Stilul este al meu, tocmai pentru că mereu mi-am dorit unicitate. Lucrările îți vorbesc în aceeași emoție care trece printr-o paletă diversă, de la cald la rece și invers. Totul pare a fi o orchestră și îndreptetează o melodie care nu s-a mai auzit. Picasso a pictat ceva asemănător și totuși diferențiuți. Dacă fiecare dintre noi suntem convinși în felul nostru, eu am vrut să scot această unicitate pe care Creatorul a pus-o în mine pentru a oamenilor. Tablourile sunt ca o copie care e izolată mine și pe care eu vorbesc. Aceasta este afra mea, fie bucurie, fie tristețe, fie melancolie, adică un cuvânt pe abilitate. Vă mulțumesc! Și vă dau cuvântul domnului Voștovo, artistul plastic sărnădean, să ne împărtășească tu seva gânduri. Foarte bine, domnule. Cât să-mi dau o prețință. Am uitat mie. Începe. Stimată bipolară, mă bucur de această primă. Sunt două doamne tășnădene, frumoase. Este extinct pe arțile sale și mi-e fac plăcerea să le bucurăm de el. De la răspătire, mă puteți să propun pentru că să ați avut ceva lucru pentru spectatorii exhibiției. A dorit să folosesc metodele comunicative în care de a aștepta găsi ceva comunic. Între cele două concepte picturale despre care a fost fericirea. Afirmativea fost iubită comunic, comună, folosită în lucrurile simstelor. De unde este fericirea în afectul în aceste tine? În căutarea fericirea de un metod condițional, dar în introducerea lumea în exteriorul nostru, oricând la actării imunitiv, cu beul să se învețită și descifra plină de miște și nu are orice neprevăzut. Lumea în care speranța își face loc firesc să mă îngori, iar o prie fie pomenești. Omul conjecturar, din fapt în propria existență, poate deveni un muncă de prin intermediul a ceea ce realizează cel de azi. Pictura își are forme în experiențele de viață și de stare și nu în ultimul rând de lectură. Într-un fel sau altul, tot, cu toții suntem în căutarea fericirii. Vârsta, educația, conteste de tot felul, istorice, sociale, ne aduc cu faptul pe fericire. Visând la acesta, cu aceasta, chiar prin gândul, din când în când, sau măcar trăind cu iluzia acestea. Grădina Tetenului arată să îi îndepărteze de noi din ce în ce mai mult și să facă loc cu contemporanitatea unor stări de cel mai multe în care mult își pierd speranță sau caută mici fericiri la tot pasul. Situația în care un om se simte implicat angajat poate deveni o cale către fericire. Lucrările Doamnei Zderovica și ca tematică sunt în principiu folosite pentru crearea fericirii. Pe ceea ce naturează naturile statice cu ciori, metafora naturii bilet folosită pentru a crea în interiorul omului sentimentul fericirii. Culorile strălucite folosite în pinturile lui Veronica reavă stare de măiestrie în ducătul viitorului. Ambiția și reducția artistei autobiografice, după care ce a parcurs în ultimii ani de activitatea creației scrisă, pute înspune, fără exagerare,
fel trecut din categoria articolului plastic începător în cel de amator. Felicitări pentru Monica și așa mai departe. Lucrările doamnei Adriane, sunt lucruri cu care participă și la realizarea UAPEI, Uniunea Artistelor Plastice Române. Picturi abstracte cu semne antropomorfe, lucrări într-un colorit expresionist, prin film de sentimente. Culorile partitează într-o manieră de culori intensive, care sunt conturate cu linii întise, În lucrurile găsim o simbioză a abstractului cu ceilalți realismului, cel puțin eu așa am observat. În picturile sale regăt frământările sale interioare, ca similitudini, aș putea aminti artiști numiți ca Marc Chagall, George Sivicon, Frida Kahlo, Franz Rehn, Anna Witarska. Fericirea atât, felicitări Adriana și mult succes mai departe. Mulțumesc! Primarul orașului Căjnat, domnul Fardău Adrian. Bună ziua tuturor! Felicitări doamnă Veronica Popel, felicitări doamna Stigardis, Grumiau, Sivai de Pop, Sivai, Grumiau, din Gărat. Felicitări doamna Veronica Popel și mulțumim pentru organizarea acestei expoziții. Mulțumim și pentru faptul că ați reușit să includeți și pe doamna Stigardis și în expoziția să mă face o bucurie ochilor noștri a tuturor. Se pare că în întreaga dumneavoastră carieră didactică nu se va sfârși niciodată, pentru că chiar dacă vor fi momente în care nu o să mai fiți la catedră, prin picturile pe care ni le prezentați, ne veți educa pe noi să apreciem frumosul și pictura. Mulțumim și celor prezenți, pentru că în ziua de azi este mare lucru să vezi oamenii răstând pozitiv unui apel privind vizionarea unor picturi într-un episod de pictură la Târnat. Ce pot să vă doresc? Să vă doresc să ne întâlnim la cât mai multe astfel de pozitii și să ne faceți în continuare această bucurie, atât pentru ochi cât și pentru suite, de a vedea frâiunea minunată opere. Felicitări încă o dată! Mulțumim! Arta bună vorbește direct sufletuminos și probabil cea mai directă și nemijlocită artă, care depășește bariera oricărei limbi, este muzica. Muzica este limbajul universal care ne atinge pe toți și ne bucură. Astăzi dividăm în scenă grupul simbol de la Clubul Elevii de Ostășnar, coordonat de doamna profesor Daniela Moldovan. Le felicităm pe cele două doamne, pe Veronica Buzgău și pe doamna Adriana, pentru expoziția minunată cu care ne-au desfătat privirea și dorim să fim și noi o pată de culoare. De data asta o pată de culoare muzicală prin solistul nostru, Arnold Eiben și trupa Simbol. Vă dorim tuturor o primăvară binecuvântată, plină de culoare și dragoste.
Garcia. Mulțumesc! Thank you.
au fost o vreme împreună și aveam atâtea zeci de gânduri să spun povestea lor iubito. Dar tu citești-o printre rânduri, au fost trecuți neluați în seamă cu traiul lor cel fără vină. Chiar dacă eu știam că ascunde și fantezie și rutină, dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Au fost o vreme împreună, două străine emisfere, călătoreau acei doi tine prin alte timpuri efemere, de la prieteni de la rude, luau duminici împrumut, știau mai bine ca oricine să le transforme în trecut. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Mulțumim, dragi copii, mulțumim, Tane Daniela. Mulțumim domnului părinte Amin Costea și vreau să vă facem un anunț. Dacă ne sprijiniți, dorim să anunțați mâine în biserică, am dorit să mai lăsăm și mâine expoziția deschisă, iar cei care doresc să vină să vadă, îi așteptăm cu drag. Domnul primar, un eveniment foarte frumos la Tășnad, sperăm să fie o continuitate. Suntem în luna Doamnelor, luna frumosului, luna lui Mărțișor, iar orașul Tășnad se umple de mărțișoare care mai de care mai colorate, mai clasice, mai extracte. Vă mulțumim că ați fost alături de cele două doamne. Dacă ne puteți spune câteva cuvinte despre acest eveniment. Mulțumim și noi pentru prezență. Evenimentul este unul deosebit pentru că, uite, cu două doamne din Tășnad, deci localnice, reușim să organizăm o expoziție de pictură și nu doar o expoziție de pictură, ci o expoziție în care, așa cum vedeți, cel puțin din punctul meu de vedere, exponatele sunt valoroase. De la stilul clasic la stilul mai contemporan spre modern, așa cum spuneați și dumneavoastră, ziceam și în cuvântarea mea, mulțumesc doamnelor, îi mulțumesc și doamnei Veronica Buzgău, pentru că așa se pare cariera ei didactică, pentru noi nu se va încheia niciodată, chiar dacă nu va mai fi la catedră, prin picturile dânsei, va continua să ne învețe să apreciem frumosul când avem ocazia să o facem, pentru că de cele mai multe ori artiștii sunt apreciați după ce nu mai sunt printre noi. Noi avem marea șansă să admirăm picturile și să stăm de vorbă cu persoana care și-a transpus sentimentele pe aceste pânze frumoase. Așa este, să știți că am rămas plăcut surprins, să știam că orașul Tășnad oarecumva este un izvor de frumusețe prin băile termale de la Tășnad, dar uite că avem și oameni frumoși, precum doamna Buzgău, doamna Pop Silaghi. Am rămas plăcut surprinsă și de elevii care ne-au cântat și ne-au încântat cu și despre dragoste. Se pare că cultura la Tășnad înflorește pe zi ce trece, fapt care mă îmbucură.
bucură. Lansez pentru dumneavoastră o provocare, pentru că am văzut că doamna Veronica a făcut oarecum o lansare către domnul părinte, să facă invitația către ceilalți tășnădeni să vină să viziteze și să vadă expoziția. Mă gândeam cum ar fi ca această expoziție să aibă o continuitate și de ce nu să fie expusă direct în primăria Tășnad. Asta e o întrebare pentru dumneavoastră din partea mea. Numărul de exponate este mare. Aici avem aproximativ 90 de exponate. Am putea să găsim alături de artiste o soluție. În timpul verii, în cadrul programelor culturale pe care le avem, în fiecare an avem și o expoziție de pictură, doar că o facem la muzeul din oraș, unde rămâne expoziția deschisă pe parcursul unei săptămâni întregi. Așa va fi și anul acesta. Până atunci probabil o să mai apară și lucrări noi. Și da, evenimentele culturale și cultura sunt într-o continuă evoluție în Tășnad, dar asta pentru că avem cu cine. Că în orice domeniu, oricâți bani avea, oricâtă voință ar avea autoritățile locale, dacă nu ai persoane inimoase care să se implice, la fel cum se întâmplă cu copiii, atât în ansamblurile folclorice, cât și în grupul de folk, nu poți să faci și nu poți să obții rezultate. Deci e important să ai persoane cu care să poți să faci astfel de lucruri. Așa este, pentru că se spune de foarte multe ori omul sfințește locul, dar la Tășnad mai zice că așchia nu sare departe de tăietor. Așa că mă gândesc că și acești tineri talentați fiind înconjurați de protecția oarecumva și de atenta ghidare a doamnei Buzgău, nu cred că nu are cum să nu iasă alte talente de sub egida doamnei Buzgău. Dacă tot vorbim despre altă, îmi place să scot un pic așa, știu că ați pregătit și anul trecut, ați avut evenimente culturale foarte frumoase, zilele Tășnadului, diferite spectacole. Ce se așteaptă tășnădenii sau, mai bine zis, ce să se aștepte tășnădenii din acest an? Am finalizat și pentru anul acesta programul pe care îl vom avea în această vară, luat în desfășurare în jur de 30 de evenimente culturale sau sportive, vom avea și în acest an. Doamne, deci domnul Farcău este plin de surprize. Vă mulțumim tare frumos, domnul Farcău. Am o singură întrebare. Dacă ar fi să vă alegeți un singur tablou dintre cele expuse, care ar fi acela? Care să vă reprezinte? Câmpul cu lavandă expus acolo în colț, da. Nu știu de ce mă gândeam, am văzut acolo expusă și pictura primăriei. Nu, câmpul cu lavandă cred că e unul dintre tablourile care mie îmi place și îmi induce o anumită stare din vizionarea lui. Doamne ajută, domn primar, spor la muncă în continuare și spor la cultură, să spunem așa. Bună ziua, părinte, și bine v-am găsit într-o atmosferă foarte, foarte plăcută, frumoasă, plină de culoare, plină de abstract. Ce părere aveți despre această expoziție? Frumosul tot timpul ne bucură, frumosul ne place. Nu putem avea decât păreri pozitive în momentul în care pășim într-o încăpere plină de culoare, plină de frumos. De aceea ne bucurăm, dar încăperile sau locurile în care întâlnim culoare, multă culoare, nu sunt de ajuns. Și de aceea ne bucurăm pentru faptul că a fost această încăpere, această întâlnire plină de persoane, pline de oameni, care completează culoarea aceasta pusă atât de măiastru pe pânză. Prezența noastră completează această culoare și de aceea cred eu și mă bucur și am această convingere că a fost un eveniment și este un eveniment foarte plăcut și foarte îmbucurător pentru comunitatea noastră, pentru orașul nostru. Sigur că da, am rămas plăcut, surprinsă și de prezența copilașilor în această expoziție. Ne-au cântat, ne-au încântat. Suntem în postul Sfintelor Paște. Cum ar trebui să ne pregătim sufletul? Chiar vorbeam înainte cu camera stinsă, ce avem voie și ce nu avem voie. Cum ar trebui să ne pregătim noi pentru această sărbătoare sfântă?
Păi, nu știu dacă întâmplător sau nu, acest eveniment a fost programat într-o zi de sâmbătă din perioada de pe parcursul postului mare, pentru că postul mare are două aspecte, unul ascetic, așa mai de rugăciune, mai de post adânc, și altul mai de bucurie, și partea aceasta de asceză se accentuează în zilele de luni până vineri din postul mare de pe parcursul săptămânilor, iar sâmbăta și duminica se accentuează partea de bucurie, partea de lumină, săvârșim Sfânta Liturghie cu veșminte luminoase, colorate. De aceea, astăzi poate că am împlinit și această parte a postului mare, partea aceasta de bucurie. Și cred că așa este învățătura a Bisericii, să parcurgem postul cu rugăciune, dar și cu nădejdea și cu nădejdea învierii și cu bucuria pe care o împlinim astăzi, bucurându-ne de aceste minunate tablouri pe care le avem în fața noastră. Mulțumim tare mult, părinte. O să pun aceeași întrebare care i-am pus-o mai înainte domnului primar. Dacă ar fi să alegeți un tablou care să vă reprezinte, care ar fi acela? Cred că unul cu... Am văzut acolo un tablou mai în spate cu Marea Învolburată. Cred că... Așa, deci chiar cel din spatele da, acolo, da. Cred că acela mi-a atras mai mult atenția și cred că acela ar fi potrivit așa undeva în camera mea să-l văd zilnic. Vă mulțumim tare mult, Doamne ajută, părinte! Adriana, cu mare bucurie suntem astăzi alături de tine, un vernisaj care are o anumită însemnătate pentru tine, pentru că suntem la Tășnat, pentru că și tu ești tășnădeancă și ai reușit să realizezi probabil un vis, avea un vernisaj în orașul în care tu ai copilărit. Exact, este pentru mine un vis. Mi-am dorit foarte mult să fiu aici și mulțumesc doamnei Veronica Buzgău pentru invitație. Și azi sunt alături de oamenii care m-au cunoscut de micuță și cu ajutorul cărora pot să zic că m-am și format în acest oraș, pentru că fiecare mi-au dat câte un sfat bun, că eu eram micuță și rebelă și umblam pe aici, pe străzile Tășnadului, și le mulțumesc celor care au venit să vadă astăzi lucrările mele. Și ce să vă zic, Tășnadul este orașul meu pe care eu îl ador și îl iubesc și îl voi iubi mereu și mereu mă voi întoarce aici cu aceeași căldură și cu aceeași seninătate și bucurie pe care o fac, cu care vin de fiecare dată când pășesc în orașul meu. Sigur că da, un eveniment foarte frumos, un eveniment programat exact în luna mărțișorului, în luna noastră, în luna femeilor. Dacă ar fi să te vezi într-un tablou, care ar fi acela care te-ar reprezenta cel mai mult dintre cele expuse de tine? Pe mine mă reprezintă toate tablourile, pentru că sunt însăși trăirile mele, sunt o extensie a trăirilor, a sentimentelor, a senzațiilor mele. Am exprim ceea ce nu pot să zic în cuvinte, am materializat pe pânză. Deci tot ce vedeți aici, din punct de vedere al tablourilor, este o nebunie a mea, pe care eu nu pot să o spun tuturor, dar am exprimat-o, materializat-o pe pânză. Fie bucurie, fie tristețe. Sigur că da. Tot. Acest tablou cu fluturașul, știi că l-am adorat și știu că tu ai realizat inclusiv o rochiță, dacă nu mă înșel. Și în această seară, partea aceasta este a unui tablou pictat de tine, nu? Da. Deci imprimeul acestei rochi este al tabloului meu. Acesta este tablou. Acela este tablou. Și rochia a fost creată de către Mia Ardelean. Deci am colaborat cu dânsa, imprimeul este al meu, creația este a Miei Ardelean și uite, așa am reușit să creăm o rochie frumoasă pentru acest vernisaj împreună. Adriana, noi îți mulțumim foarte mult pentru că ne-ați primit și îmi doresc din suflet să ai parte de cât mai multe colecții, vernisaje și, de ce nu, să ne inviți și la propria colecție de modă, pentru că am văzut că ai creații foarte frumoase în colaborare cu stilista noastră sătmăreană, talentata Mia Ardelean. Am vrea să te vedem și pe tine pe marile podiumuri. Îți dorim o primăvară frumoasă și sărbători binecuvântate. Mulțumesc, la fel vă doresc și vouă. Doamna Veronica Buzgău, un om plin de surprize. Știam că sunteți cadru didactic. Eu aș vrea să le povestim puțin și telespectatorilor Norvest TV, care încă nu au avut onoarea să vă cunoască până astăzi, să ne spuneți cine este Veronica Buzgău?
Da, mă numesc Veronica Buzgău, sunt profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Tășnat de 43 de ani. Îmi desfășor activitatea în mijlocul unor copii minunați, copii care probabil mi-au dat imboldul de a mă apuca de pictură, pentru că mă simțeam foarte, foarte atrasă de pictură în orele de educație plastică. Cei 43 de ani petrecuți la catedră probabil că mi-au încununat meseria de dascăl. Mi-am făcut de plin, cred, meseria, dar parcă îmi lipsea ceva. Ei, acel ceva l-am găsit când am organizat un concurs de pictură pe sticlă la nivelul școlii noastre, concurs național, s-a numit Icona Copiilor, Surâsul Îngerilor pe Pământ, unde am avut și un cer de pictură și atunci, în mijlocul copiilor, parcă mă atrăgea să iau și eu pensula în mână. Așa că, în urmă cu 8 ani, am început să așterg pe pânză primele mele creații, mai întâi în acril și apoi în ulei. Și iată că de atunci au trecut 8 ani și evoluția mea ca artist amator autodidact se vede. Sigur că am studiat foarte mult în particular ca să ajung la nivelul la care sunt astăzi. Doamna Buzgău, s-au întâmplat să vină copii sau chiar colegi de-a dumneavoastră să vadă o lucrare de-a dumneavoastră și să-mi zică, bă, eu vreau să o iau, să o duc acasă, o vreau să o cumpăr? Da, sigur că da. Și prietenii și cunoștințe și vecini, dar copiii în mod deosebit. Sunt fascinați de pictura doamnei învățătoare, așa că am fost nevoită, cu ghilimelele de rigoare, să introduc această tehnică de pictură pe pânză și la copiii mei. Chiar săptămâna trecută am avut școala altfel și una dintre activitățile îndrăgite de copii a fost pictura pe pânză. Au fost foarte încântați, am reușit să pictăm împreună un buchet de lavandă pentru mămica cu ocazia zilei de 1 martie și au fost foarte, foarte fericiți, așa că în săptămâna verde din aprilie vom relua această activitate mult îndrăgită de copii. Foarte frumos, ca orice mamă grijulie, mie îmi place să spun că noi mamele suntem cloște. Am văzut că v-ați emoționat pentru că v-ar fi plăcut ca în acest eveniment de, foarte important din viața dumneavoastră, fiind mamă, copiii dumneavoastră sunt departe de dumneavoastră, suntem în luna lui Mărțișor, dar eu știu că în sufletul dumneavoastră nu v-ați simțit singură pentru că ați avut colegi, ați avut prieteni și cel mai important ați avut câțiva dintre elevii dumneavoastră. Da, în primul rând gândul meu a zburat spre copiii mei care sunt plecați în Germania. Sigur că mi-aș fi dorit să fie alături de mine. Nu se poate pentru că distanța este destul de mare. Dar mă susțin moral. Nora mea, fiul meu și, bineînțeles, nepoțica mea, pe care o ador. Și am dat o invitație tuturor copiilor din clasa mea să vină să vadă operele, cu ghilimele de rigoare, a doamnei învățătoare, pentru că, spre mulțumirea mea sufletească, din fiecare generație de copii am câte unu, doi care au îmbrățișat pictura, ba unii chiar au terminat facultatea de arte. Deci aproape în fiecare generație. Se spune că dacă nouă dascălilor ne place ceva, transmitem imediat copiilor. Pe lângă matematică, română, istorie, geografie și restul materiilor, am reușit să insuflu, ca să spun așa, microbul picturii în sufletul micilor copii. Am și în această clasă câțiva copii foarte talentați, am o fetiță foarte talentată la portrete și sperăm că în viitor ceea ce eu am început să fie continuat de colegii mei din ciclul gimnazial. Doamna Buzgău, exact așa cum spuneam domnului primar, măi, că degeaba, așchia nu sare departe de topor, nici de tăietor, așa că ce naște din pisică șoareci mănâncă. Între oameni talentați nu pot decât să stea oameni talentați. Ce vă doriți, să spunem așa, pe viitor? Unde vă vedeți dumneavoastră ca și artist? Pentru că dumneavoastră acum sunteți un artist plastic. Da, să știți că am fost, așa cum am spus și în material, am fost încurajată foarte mult. Eu m-am subapreciat, sincer vă spun, am crezut la început că fac pentru mine picturi și sunt o valoare sentimentală pentru mine. Dar fiind inclusă în anumite grupuri de pictori,
Am fost remarcat, așa cum am spus, și material și dânsii, cum a fost și domnul director de la Agenția Națională, mi-a dat foarte mare curaj, spunând că totuși am lucrări valoroase și că merită să fie văzute de marele public. Așa că probabil voi continua să pictez, mai ales că încet, încet mă voi apropia de pensie, probabil voi avea mai mult timp și, bineînțeles, dacă voi mai avea ocazia, voi fi sănătoasă, voi face și alte expoziții. Iar noi, cei de la Norvest TV, cu drag ne vom bucura de orice pată de culoare transpusă de către doamna Veronica Buzgău, doamna învățătoare, doamna profesoare, dar și omul de altă și cultură, așa cum îmi place mie să o numesc, în speranța că v-ați simțit bine alături de noi, că v-ați umplut și dumneavoastră de frumos sufletele și de culoare, astăzi fiind duminică, tocmai ce am ieșit din biserică. Vă doresc din suflet să aveți parte de o duminică binecuvântată și să ne vedem cu bine mâine dimineață la Dimineața Populară. Hello! Noi vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența.